care a dat curs invitații noastre. Tema conferinței de despre astăzi este activitatea producătorilor de mărturie și a tratării de Bacova, vizele noastre în anul 2020. Alături de mine se află și cu inspectoratului, comisar șef de poliție Marian Iorga, adjunct acestui inspectoratului, comisar șef de poliție Mihai Ginel Preda și judecător de cuvânt, agent de poliție Georgiana Roman. Permiteți-mi să dau cuvântul domnului inspector șef, comisar șef de poliție Marian Iorga. Bună ziua, vă mulțumim pentru participare. Ne dorim ca din aceste întâlniri cetățenii să știe ceea ce facem, să vom muncim cât mai eficient. Ne aflăm într-o perioadă în care este o perioadă foarte grea, din punct de vedere al pandemiei. Ne-am dorit ca și ne dorim ca cetățenii să știe ce facem, ce am făcut în aceste prime 9 luni ale anului 2020. Este important de știut că infracțiunile sesizate în județul Prahova sunt în scădere față de perioada similară a anului trecut, cu aproximativ 15%. În această perioadă, de asemenea, infracțiunile comise în segmentul stradal, un segment important, au scăzut cu 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Tot în scădere sunt și infracțiunile contra persoanei, cu 19%. Cea mai mare pondere din totalul infracțiunilor sesizate o reprezintă infracțiunile de lovire sau alte violențe. Aceste infracțiuni sunt de asemenea cu un drept important, scăzător de 20%. Ca și furturile care scad 15% în primele 9 luni ale acestui an. În primele 9 luni din 2020, numărul total de apeluri la urmărire în acesta de intervenție a polițiștilor este de peste 22.000. 75%, peste 75% din cazuri, colegii noștri au reușit să intervină mai puțin de 10 minute. Din totalul acestor intervenții, peste 10.000 au avut loc în mediul urban și peste 11.000 în mediul rural. Colegii mei s-au aflat în teren în peste 2600 de acțiuni, 40 de razii și peste 32.000 de intervenții la eveniment. Tot în această perioadă, colegii din structurile operative au pus în aplicare 351 de mandate de percheziție pentru destructurarea grupărilor infracționale active pe raza județului și combaterea criminalității. În domeniul investigării criminalității economico-financiare, îndeosebit pentru combaterea faptelor de evaziune fiscală, acțiunile inițiate au condus la recuperarea unor beneficii de peste 14 milioane de lei. Și ne dorim ca cetățenii să înțeleagă efectiv prezența colegilor noștri în stradă, exclusiv în acest segment. Sigur, în măsura în care nu se respectă măsurile, suntem nevoiți să aplicăm sancțiuni contravenționale. Zilnic verificăm tot ce înseamnă societăți comerciale, restaurante, terase, parcuri, mijloace de transport în comun, un segment important din domeniul acestor verificări. Până în prezent, din păcate, am fost nevoit să întocmim peste 100 de dosare pe ANR pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Facem cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de văzut de articolul 352 din Codul Penal față de persoane care nu au respectat legea. Începând din 14 septembrie, după cum cunoașteți, s-a operaționalizat și structura de siguranță școlară. Colegii noștri și-au început misiunea alături de ceilalți polițiști pentru protejarea elevilor. Acționăm împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și Poliției Române, precum și cu instituții și organizații neguvernamentale, într-un efort conjugat în scopul asigurării mediu sigur atât pentru ele, cât și personalul din învățământ și implicit pentru societate. Vedeți de poliție rutieră, un alt